Bună ziua și bine ați venit pe canal. Astăzi vreau să vă prezint rețeta mea de ciorbă de urzici. Pentru început veți avea nevoie de o ceapă mare tăiată de urzici și într-o oală puneți jumătate din cantitate apă și jumătate lapte. Vom pune la fiert laptele și cu apa și puțină sare și vom aștepta să fiarbă. Urzicile vă recomand să le aveți pregătite înainte, adică după ce le-ați cumpărat să le spălați, să le puneți să fiarbă separat și să le tocați. Și doar după aceea să le puneți în ciorbă. După ce ați pus oala pe foc, veți adăuga și ceapa. Și veți lăsa să fiarbă, după care veți lăsa să fiarbă cam 10-15 minute, după care vom adăuga urzicile. Când începe să fiarbă, să aveți grijă că va ieși o spumă, să dați focul încet și să mestecați. După ce am lăsat să fiarbă cam 10-15 minute, vom adăuga și urzicile. Amestecăm. Și mai lăsăm cam tot așa 10-15 minute să fiarbă. Ciorba e gata, o vom opri. Iar separat vom pune la încins puțin ulei cu boia și vom lăsa foarte puțin. Vom amesteca. Vom opri focul și vom adăuga peste ciorbă. Amestecăm. Iar acesta este rezultatul final. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc poftă bună și vă aștept la un următor videoclip.